plecat biful. Bună seara, doamnelor și domnilor. Bine v-am găsit la un nou videoclip în care mi s-a cerut pe Instagram să vorbesc despre subiectul ăsta. Am așteptat un pic, deci să vă zic sincer. Am așteptat un pic ca să se calmeze apele, deoarece vreau să aud ambele povești, adică vreau să aud și partea justițiarului, vreau să aud și partea lui Vincenzo. A venit și clipul la ultimul, editat și reeditat și reeditat și tot ce a făcut el acolo. Deci l-a tot reeditat înainte să-l posteze. Să lăsați părerea voastră în comentarii despre treaba asta. Înainte să dăm drumul la acest videoclip mult cerut, nu uitați să apăsați butonul de like. Haideți să vedem dacă facem și noi 1000 de like-uri, băieți. O să vă zic scurt, concis și la subiect, da? Deci nu o să stăm să ne ferim, zicem adevărul pe față. Nu am nimic nici cu Vincenzo, nu am nimic nici cu justițiarul. Ne dăm și noi cu părerea, facem o părere obiectivă. Exact cum s-a văzut și hai să recunoaștem și noi adevărul. Și începem cu Vincenzo. Bă, în primul și în primul rând, ca să ne lămurim, eu sunt tată de fată. Mie mi-ar place ca să fie un proiect asemănător în toate orașele din România. Ați înțeles? Ar fi frumos să avem în toate orașele din România câte un proiect asemănător, pentru că ajută foarte mult comunitatea și mai ales, v-am zis eu ca și în calitate de tată, este frumos proiectul în sine. Dar metoda de aplicare, cred că majoritatea sunteți de acord cu mine și cu multă lume, nu este bine pusă la punct. Adică face multe chestii aiurea și am văzut că pe timp ce a crescut în numere, omulețul a început să o facă din ce în ce aiurea. Eu așa o văd, frate. Obișnuiam să-l urmăresc, obișnuiam să-i las like-urile, dar gata, nu sunt hater, n-am nimic cu amândoi, de când ne zicem părerea, s-a schimbat, omul s-a schimbat. Și să revenim la subiect, până acum ați văzut modul în care s-a comportat cu prădătorii, un mod mai agresiv, chema mereu poliția, îi jignea mai mult, își bătea joc de ei mai mult, ați înțeles? Ei, cu Vincenzo s-a purtat altfel. De ce? Vă spun eu. Frate, omul e șmecher. Dând ce am mai auzit și eu pe la unul, pe la altul, ce m-a mai interesat, omul are spate, omul e bazat, e și mare, bazut, tatuat. Acum, hai să recunoaștem, fiți sinceri și spuneți în comentarii câți dintre voi nu ați vrea să arate ca el. Multă lume. Să arate ca el. Da? Omul mai are un pic de lucrat la vocabular, dar în rest e pe drumul cel bun. Ideea e că a greșit. Vincenzo a greșit. A greșit, nu sunt de acord cu ce a făcut. Poate o să fie o lecție pentru el și data viitoare o să dea bloc direct. Asta o să fie o lecție de viață pentru el. A avut ceva de învățat din asta. Am înțeles că astăzi și-ar fi închis și contul de Instagram, nu știu de ce. Deci nu sunt de acord cu ce a făcut, a greșit. Am înțeles că se ocupă cu fitness-ul, vrea să facă un program pentru fitness, ar putea să ducă spre partea asta să facă ceva treabă, să fie un fel de ceva să inspire motivație, să fie să facă clipuri motivaționale. Nu pot să zic că deci nu îl idolatrizez, nu. Ți-am zis, omul mi se pare ok, dar a greșit. Ați văzut cum s-a purtat justițiarul cu el? L-a tratat foarte diferit față de cum a tratat până acum oamenii, ați înțeles? Deci asta este nasol, e nasol. Vincenzo a greșit, după cum v-am zis. Ideea e că din asta să sperăm că este o lecție de viață pentru el și nu va mai repeta chestia asta. Sunt sigur că de acum încolo când o să îl mai bage o fată în seamă, o să verifice probabil pozele. Dacă îi se pare că e mică, o întreabă vârsta, când îi zice vârsta direct, ar trebui să-i dea automat bloc. Cam așa va trebui să se desfășoare următoarele lucrații pe Instagram. Omul a greșit, dar știți cum e. Toate sunt trecătoare. Orice minune durează 3 zile. Ați văzut, au fost atâtea scandaluri pe YouTube-ul românesc. După o săptămână, două, o lună s-a uitat. Cazul Colo s-a uitat. Da? Și multe alte cazuri s-au uitat. Oricum, dacă mă întrebați și pe mine de cazul Colo, mi se pare că s-a exagerat foarte mult dacă aveați curiozitatea asta. În fine, să revenim la subiect. Așa o să se uite și treaba asta, dar nu sunt de acord cu ce a făcut, da?
Acum, justițiarul de Berceni. Eu vă zic o poveste și vă rog să o ascultați, ca să începem cu ce a pățit el. Eu undeva până în 2020, una din fostele mele femei a intrat la mine pe chat, eu când mă jucam Five-M, și mi-a zis că a văzut clipurile mele, că mi-a dat like-uri, că nu știu ce, adică nimic de obiectat, da? Bun. A trecut timp, am mai vorbit cu ea, nu mai știu dacă ceruse sau nu ceruse să o promovez un pic. Ideea e că într-o seară pe live, m-am certat cu ea pe live-ul meu și după aia pe un privat îmi dădea mesaje că nici tu nu ești sfânt, că story time-urile alea nu sunt ok, ce ai povestit-o acolo, că m-ai băgat și pe mine și că hai să vezi ce rău să fac eu, o să-ți fac și o clipuri și o să povestesc și eu cât de nenorocit ai fost și tot ce ai făcut. Da. Deci ceva de genul pățește și justițiarul acum. Ăsta e adevărul. Ideea e că, bă, poate și noi am fost teroriști și noi am fost geloși și noi am făcut o aiurea cu fostele femei care ne temeam să le pierdem. Ideea e că să recunoaștem, cel puțin eu unul, omul a fost nebun acolo, frate. Nu știu, s-a purtat super, super aiurea. Modul în care a îmbrâncit-o, trăgea de ea, nu știu, din ce am văzut în, pe camerele alea de la blocul ăla, când o teroriza pe fata aia, ai înțeles? Ideea e că nu este deloc ok ce a făcut. Din ce am înțeles, să ducea niște consultații la un psiholog, foarte bine. Ar trebui să vadă care e problema cu el, pentru că are o problemă. Ați înțeles? Cam ăsta e adevărul. Proiectul e frumos, dar modul de aplicare nu e frumos. Un om ca el, acum, să dea lecții de-astea, da, e ca și cum mai pune lupul la oi. Cam asta este treaba. N-am nimic cu niciunul. Dar haideți să recunoaștem. El se poartă din ce în ce mai arogant. Adică eu am văzut o schimbare de atitudinele de la episod ce trece, de la cum au început să-i crească numerele, s-a schimbat și atitudinea lui, știi? Asta este treaba. Ăsta, așa o văd eu. Dacă nu sunteți de acord cu mine, lăsați un comentariu și spuneți voi părerea voastră. Poate greșesc. Dacă greșesc, chiar vă rog să veniți cu argumente pozitive sau negative, dar constructive, în comentarii, ca să aflăm până la urmă adevărul. Poate ăsta nu e adevărul. Eu așa văd eu adevărul, cum a fost treaba. Una peste alta, Justi este ok, dar nu este un om care să fie idolul atâtor oameni. Asta e părerea mea, da? Mark my words, ăsta e punctul pe ei. Proiectul e ok, dar nu el este omul care trebuie să fie idolatrizat, pentru că le-a făcut aiurea tare în trecut. Adică eu știu, e trecut, omul poate se schimbe, dar niciunul dintre noi nu a decurs așa de extrem. Bă, nici măcar eu nu am decurs să fac asemenea mizerii. Nu, deci ai probleme, frate. Da? Una peste alta, a fost un bif, poate i s-au făcut mai cunoscuți, oamenii și-au fi luat bani, ați înțeles? Toată lumea e mulțumită, circul a fost făcut, numerele au crescut, cam asta e, this is all about, this is all about, băieți, ați înțeles? Peste o săptămână, două, se uită subiectul, apare alt subiect și uite așa, îi doare în ciocan pe toată lumea, ați înțeles? Deschideți-vă un pic mintea, pentru că astea sunt numai mizerii de circuri făcute pe internet, care sunt făcute ca să atragă audiență și numere și în rest nimic concret, frățiorii mei. Așa că vedeți-vă de treaba voastră, încercați să vă atingeți golurile voastre, nu mai fiți influențați de ceea ce vedeți pe internet, vă stă capul la... Deci fiți atenți cu adevărul. Toate bifurile astea, toate circurile astea vă distrag vouă atenția de la vă atinge golul, să deveniți și voi ceva, să vă atingeți și voi golurile și scopurile. Adică nu vă mai lăsați atât de influențați și păcăliți de online. Trăiți în realitate, folosiți-vă de ceea ce știți în jurul vostru și de persoanele apropiate. Nu mai credeți tot ce vedeți pe internet, pentru că totul
Este un circ făcut ca să vină audiență. Dar cam asta e treaba, băieți. Cine nu are vizualizări, moare de foame. Și când se moare de foame, trebuie să crească ratingul. Deci atât trebuie să țineți minte. Când se moare de foame, ratingul crește. Trebuie să faci circ să crească ratingul ca să nu se mai moară de foame. Cu astea fiind spuse, dacă v-a plăcut acest clip, eu am făcut cel mai sincer clip. Nu am nimic cu fiecare să fie sănătoși, de eu la ei nu mă mai uit. Pentru că asta este treaba. Eu am fost Cosminel, vă pup pe fratele vostru, hai să vedem dacă faceți 1000 de like-uri. Vă pup!